Neața, lumea, și noi am găsit la un episod din seria noastră de Minecraft modat. Eu sunt Gasul, mai că de obicei Sopru Games și înainte să începem vreau să vă reamintesc rapid să apăsați butonul like pentru că astfel mă susțineți și mă motivează să continui. Astăzi o să mutăm chestiile astea. Așa. Bun. O să mutăm toate chestiile astea în șopronul ăla. Pentru că s-au strâns destul de multe chestii, precum ar fi astea. Păstrăm numai cât un stack de fiecare, gen cucumber aici doar 1, zucchini 1 și chestii din astea. Sarea... hai să o luăm deci. Așa, asta de un stack. Vreau să eliberez casa asta de chesturi. Sunt prea multe. Sau hai să fie câte două stack-uri de fiecare de chestii. Bun. Spune și ardei. Spune și porumbul. Și toate chestiile astea faci. Radish. Ok. Bun. Uităm toate chestiile astea pe aici, pe undeva. Pere. Astea. Astea le luăm. Lăsăm sugar cane-ul aici. Și puiul, și morcovii, și merele, și ăștia nu i-am pus aici. Mai avem din astea, din astea, din astea. Bun, ca să nu mai zic ceea ce fac, vreau să vă mulțumesc că ne-am strâns 140 de abonați pe YouTube și da, dacă mă susțineți în continuare, apăsați butonul de like, pentru că mă motivează și mă bucură când văd că se strâng din ce în ce mai mulți abonați. Da, am făcut doar o reorganizare, nu mare lucru. Bun. Așa, să... Ia. Bun. Asta de aici. Avem ceva de luat de aici. Nimicuri, mă refer. Chestia asta nu știu ce e. Asta o să mă încurce. Asta... Asta... De data asta nu mai e un loc. Stă la cop. La prăjit aici. E bine. Foarte tare cât mai mult de asta. De pepitele astea la prăjit, uiți de ele și acum ai lingouri. Bun. Hai să punem asta aici. Asta. Bun. Ah, iron nugget. Da, slash. Bun. Altceva de aruncat, chestii. Nimicurile astea. Da, nu mare lucru de aruncat, dar e că de dus acolo. Trebuie plantat. Asta că de la început și nu m-a ajutat cu nimic. Pietre, pietre. Bine, hai să mergem să punem asta. Chestia asta am făcut-o în livestream ieri. E plantat. Talent. 57%. Ok, hai să punem lucrurile astea pe aici. Da? Deci cam așa arată, nu e mare lucru. De fapt, nu. Astea rămân acolo, sus. Intersquash. Scoș. Dar scoș mai am aici. Astea două aici. Nimicuri pe aici. Bun. Hai să ne ducem acasă acum. Hai să vedem. Deci 4-5 minute. Bun. Hai să vedem ce mai putem să mai facem.
Am zis că poate mărim un pic casa. Mai mărim casa? Nu, asta vine aici. Gen, să mai mărim încoace. Sau... Să... Nu știu, hai să vedem ce putem să mai facem. De fapt, hai să ne vizităm și... hai să vizităm și ferma aia de... chestii de jos, aia cu metale. Că nu vine acum în minte cum le zice. Braș. Tufă. Ok. Și să culegem și noi ferma asta. Bun. Ok. Putem să le lăsăm aici, că nu ne deranjează. Care să mai strângem și... Ok, tu ce ești? Corn. Ah, poți să sparg soia. De fapt, știi ceva? Poți să sparg totul. Potatoes. Bun. Ok. Cred că o să-mi rămână numai dovlecea acolo, ca fermăm. Ok. Suntem așa la rând. Parcă aveam un ho. Vedem noi dacă mai plantăm ceva pe aici. Zucchini din asta și cucumber avem destul. Nu înțeleg de ce am plantat atât, dar avem destul de mult. De foarte mult. Și Winterscotch din astea am avut la un moment dat extraordinar de mult. Cred că acolo n-ajunge. Da. Ce chestie, mă. Ok. Bun, hai să luăm și pe asta la rând. Deci da, cum ziceam, mă bucur foarte mult că au început să se strângă din ce în ce mai mulți oameni care vin pe live-urile mele. Pe semne că nu o fac degeaba. Zucchini nu. Peanut de asta nu am plantat. Uit. Așa. Onion. N-am plantat. Ok. Așa, așa. Iar din alea n-am plantat. Bun, restul vor veni înapoi acolo. Adică vor veni în șopronul ăla. Mă bucur că au început să vină din ce mai mulți oameni pentru că, na, e altceva când faci livestream pentru 10-11 oameni decât să faci pentru 2-3. Deci, da. Bineînțeles, toată lumea a fost la început, dar e foarte tare, adică mă bucur foarte mult că au început să se strângă oamenii. Și că, na. Mă rog, oricum, astăzi voi juca LOL, pentru cei care vor să vină. Vom juca, da, și voi juca și cu oamenii pe stream. Asta numai pentru că ei mă pot căra pe mine. Eu ăla care nu știu să-mi iau iteme și mor de fiecare dată că mă duc prea YOLO. Bun. Bă, mie îmi place cum se vede ferma aia. Adică, na, unde sunt astea, alea, astea, alea, alea. Par așa,
La rând, toate aliniate. Deși sunt toate aliniate la rând. Mă rog. Spunem. Potato. Astea, 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 astea. Astea și cam atâta. Restul, fără ajunge acum în șoferon. Bă, îmi place că apa asta spawnează slime-uri. Deci putem să spunem că am o fermă continuă de slime-uri. Bă, ce apa mă timu. Chiar așa, dă un pui mie de treabă. Părea că îmi ziceai că vrei să sar, te ajutam, dar nu se sar direct pe pământ, pe ora asta. Bun. Roșii. Avem roșii. Bun. Dun, 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 dun. Adică, na, 142 de abonați pe YouTube și 42, parcă, de follower pe Hitbox. Chiar ok. Și mă bucur că e. Și mă bucur că suntem atâția. Bun. Ce-o fi fost aici? Nu știu. Ale ce sunt? Chili pepper. Am. Ok. Care dacă tot așa. Ok. Trebuie să ne asigurăm pur și simplu un fond de... de mâncare... constantă la noi acolo acasă și restul vor ajunge în șopron, adică n-are rost. Oricum sunt multe chestii și na. Bun. Bun. Aproape gata. De fapt nu, că mai avem și cartofi ăștia. Sweet potato. Cartofi dulce. Dulce, dar nu-l mai aduce. Ai, ai, ai. Cred că ar trebui să pun niște muzică pe fundal, dar iar mi-e frică de copyright. Și totuși la 142 de abonați, care abia i-am făcut și mă tot străduiesc să continui, să-i pierd, ar fi nasol. Trebuie să pun, să fac o dată din alea item frame-uri. M-ar ajuta mult mai mult. Asta sau până când mă învăț și eu cu chesturile. Asta nu. Nu, astea aici. Bine, aș putea să pun câte două chestii în alea, jumătate cu jumătate, dar n-are rost. Ce rost ar avea? Mi-arată acum că am murit acolo pentru că m-a omorât un zombie care dădeam mai mult de jumătate de HP dintr-o sabie și m-a omorât la început, după aia l-am bătut și eu și chestii. Da, a fost foarte tare. Și eu tot nu înțeleg ce e cu zero-ul ăla. Numărul de rânduri, ce n-ai, mă? Stai. Fuck. Nu. Și nu înțeleg ce e faza aia. Numărul de rânduri. Aparent, 3 rânduri pot să scrii. Bun. Le punem așa, fel frumos. Asta așa. Bă, reorganizare, că vine toamnă. Bun, deci uite aici sunt castanii. Ce-mi plac mie așa când se văd fructele coapte, cum e la cireș, la peri, la meri. Foarte, foarte tare. Adică, na, arată altfel. Hai să vedem și noi odată ce se ascunde în craterul ăsta, dacă e ceva. Sau dacă ar fi ceva, Skystone, o să-l iau. Nu cred că îmi trebuie într-un cop de diamant. Să vedem cine e ăsta, mă. Încă tot e aici. Ce șumecher pe acolo, cupru și chestii. Ok, hai să vedem ce e. Nimic. Aici nu e nimic. Să zic că e bedrock.
Bă, tot dau de chestia asta și tu nu înțeleg ce e. Dacă aveți vreo idee, lăsați în comentarii. What? Un select the slot. Use item. Done. Select the slot. Done. Da, mă rog. Bun, ar trebui să ne mai facem niște unelte, că poate rămânem fără. Sau, poate, pentru că le arunc eu. Nu prea cred că are vreo legătură chestia că le arunc eu. Da, foarte plictisitor episodul de astăzi. Cred că data viitoare o să explorăm un pic mai mult încolo. Și poate o să mă informez și eu până la urmă o dată și o dată despre alte moduri din acest modpack, ca să ne mai distrăm așa un pic. Da, deci cam atât până acum. Cam atât cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Una data viitoare, toate cele bune!